A șasea ediție a Târgului de Știință și Tehnologie pentru Copii va fi organizată la Biblioteca Județeană Antimi Vireanul Vâlcea în parteneriat cu Fundația Progres. La eveniment vor participa 50 de copii din cluburile Code Kids funcționale în bibliotecile publice din Râmnicu, Vâlcea, Târgu Jiu, Pietrari, Bunești, Tomșani, Jupânești, Turceni și Baru. Proiectele realizate de copii vor fi evaluate de un juriu de specialitate, iar cele mai reușite vor fi premiate în cadrul evenimentului. Joi 3 noiembrie, între orele 14 și 16, în holul mare al bibliotecii, va avea loc Târgul de Știință și Tehnologie pentru Copii, un eveniment tematic pe care instituția noastră îl organizează în parteneriat cu Fundația Progres, un eveniment care a devenit deja o tradiție. Anul acesta, aflându-ne la cea de-a șasea ediție a Târgului de Știință și Tehnologie pentru Copii și care are loc în cadrul unui proiect intitulat Code Kids, programează viitorul comunității tale. Proiect ce dezvoltă competențele digitale ale copiilor, tinerilor și bibliotecarilor din mediul rural și urban mic și pe care Biblioteca Județeană Vâlcea îl implementează încă din anul 2017. Anul acesta, ediția Târgului de Știință și Tehnologie pentru Copii are o dimensiune regională, întrucât la acest târg vor fi expuse proiecte de robotică, proiecte inovative, de, eu știu, tehnologie, programare, realizate de copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, din 3 județe, respectiv județul Vâlcea, județul Gorj și județul Hunedoara. Prin acest eveniment noi ne propunem pe de o parte să încurajăm această pasiune pentru tehnologia copiilor și să le promovăm rezultatele pe care ei le-au obținut pe parcursul activității în cadrul cluburilor de programare funcționale în bibliotecile publice. Iar pe de altă parte să subliniem, dacă vreți, ideea că biblioteca publică, prin programele și serviciile pe care le pune la dispoziția publicului în mod gratuit, a devenit un adevărat centru de învățare pe tot parcursul vieții, de inovare socială, având un rol foarte important în utilizarea internetului în mod practic. Vă așteptăm așadar pe toți cei pasionați de știință, de tehnologie, să vizitați târgul nostru care va avea loc joi, 3 noiembrie, între orele 14 și 16, în holul central al Bibliotecii Județene Vâlcea. Proiectul Code Kids are ca scop crearea unei mișcări de coding și STEM în care copiii, dar și tineri și bibliotecari din mediul rural și urban, își dezvoltă competențele digitale și se implică în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor teme digitale creative.